Dragi, bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela, iar în clipul de astăzi discutăm despre o escapadă parfumistică. Și o să vedeți de ce zic cu escapadă parfumistică. Ei bine, astăzi am pentru voi un haul cu parfumuri, dar un haul cu parfumuri accesibile. Asta pentru că de când am descoperit magazinul numărul 1 și că are parfumuri discontinuate de la Zara, îmi tot fac veacul pe acolo. Mai mult de atât, am plasat o comandă la Oriflame pentru că o prietenă era curioasă de noua lansare a parfumului Giordani Gold. Era curioasă dacă miroase ca prima ediție Giordani Gold, pe care o ține minte de când eram noi mici. Și am plasat o comandă la Oriflame pentru acel parfum, dar mi s-au mai agățat de mână și altele. Și o să vedeți imediat. Și avem și un parfum arabesc care se aseamănă destul de mult cu un parfum care mie îmi place enorm de mult și mi l-am dorit tare mult în colecție pentru că am varianta originală a parfumului de 30 de ml, dar ăsta e la fel, doar că are și o tentă arabească și mi se pare o combinație super, super mișto. Haideți să trecem la treabă. Și să vorbim despre ce să vorbim. Haideți să vorbim prima dată despre comanda pe care am plasat-o la Oriflame pentru că am profitat de o ofertă super, super bună. În primul rând am plasat comanda Oriflame pentru un set format din aceste două produse. Și anume noua apă de parfum Giordani Gold și un roll-on Giordani Gold. Pe care nu îl voi ține pentru mine, cel puțin nu rolonul, pentru că eu nu folosesc rolon de genul acesta. Haideți să deschidem și fragrantica și să ne uităm puțin pe note. Ia să vedem, Giordani Gold, uite, avem și noua apă de parfum. Și am profitat de o ofertă super bună, asta pentru că acest parfum împreună cu acest deodorant în catalog erau 80 și ceva de lei și am avut și eu 20% discount pentru că am tot plasat comenzi la Oriflame în ultima vreme. Eu am mai avut parfumul Giordani Gold, dar am avut parfumul în sticla aceea pătrăcioasă, știți că vin la mai arătat prin colecția de parfumuri și a plecat din colecția mea pentru că nu mi-a plăcut. În schimb, când a venit acest parfum, era vorba să îl țin pentru prietena mea, să-l testez și să-l țin și eu să-l țin pentru prietena mea, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Noua apă de parfum, haideți să vă arăt întâi rolonul, ăsta așa arată, nu o să-l desfac pe acesta pentru că eu nu folosesc genul ăsta de rolon și îl voi da și eu mai departe. De așa arată și noua apă de parfum Giordani Gold. Mie îmi place apă de parfum, e mă sau e apă de toaletă, ca să nu zic prostii, apă de parfum, uite așa arată și sticla parfumului, îmi place mult mai mult decât sticla anterioară, așa arată parfumul și miroase exact ca prima ediție de Giordani Gold, prima ediție pe care țin eu minte că o purta mama. De ce am ales să păstrez eu acest parfum și în luna viitoare să comand altul pentru prietena mea este pentru că acest parfum este prima ediție pe care mama efectiv o adora și o purta și îmi place foarte mult cum se dezvoltă pe piele, dar îmi place acum în anotimpul rece. Haideți să vă spun notele acestui parfum, are flori albe, citrice, mosc și patchouli. Giordani Gold Duma Note de parfum Oriflame, un parfum floral lemnos musc de damă, lansat în 2022, deci este varianta de 2022 și o să vă arăt și varianta pe care am avut-o și nu mi-a plăcut. Este creată de Alexandra Carlin, iar în notele de vârf avem lămâie, mandarină, portocală, în mijloc iasomie, crin, floare de portocal, iar în bază note solare, musc, patchouli și mușchi. Ei bine, astea sunt notele acestui parfum. Este identic, absolut identic cu prima variantă de Giordani Gold, cea care îmi plăcea, cea pe care puteam să o port, pot să-l port în perioada asta, e floral, este pudrat,
ușor citric și îmi place foarte mult. Iar varianta care mie nu mi-a plăcut, haideți că o căutăm imediat și pe ea, pentru că a fost și o variantă care nu mi-a plăcut, este aceasta, cu sticla asta, varianta asta nu mi-a plăcut, hai să dau click pe ea ca să vă arăt mai bine. Eu am avut varianta asta și am dat-o, ea la acorduri avea flori albe, citric, lichen, pământiu, lemnon și patchouli și avea portocală, mandarină italienească și lămâie, crin alb, floare de portocale de asomie, mușc, patchouli, lemn alb și cealaltă avea altceva în bază. S-a mai adăugat aici la acesta acele note solare. Să știți că este o diferență între varianta pe care am avut-o înainte și nu mi-a plăcut și varianta aceasta. Ăsta se aseamănă perfect cu prima formulă de Giordani Gold pe care eu am mirosit-o la Oriflame. Îmi place foarte mult, e floral, e pudrat, crinul ăla nu e prea mult. E și citric, are și notele alea citrice și se simt foarte bine un citric dulceag, pudrat, floral, diafan, îmi place foarte mult noua variantă de Giordani Gold. Mi-l pun și pe el aici, cu siguranță va fi purtat în perioada asta, cutiile le pun jos. Apoi, pentru că am comandat acest set format din roll-on și parfumul Giordani Gold, am văzut că pot să-mi comand setul de lansare al campaniei următoare. Ce înseamnă setul de lansare al campaniei următoare? Poți să îți comanzi în avans produsele care vor apărea în următoarea campanie. Așa că, Mihaela, ce a zis? Sigur că da, comandăm. Iar acel set de lansare conținea această rezervă de săpun lichid care nu va rămâne la mine. Este vorba despre acest săpun de la Essence & Co. Lemon & Verbena. Este un refill mai nou cei de la Oriflame pentru aceste săpunuri de la Essence & Co. Cel puțin pentru varianta aceasta cu lămâie și verbină. Au scos și rezervă. Asta cu siguranță nu va rămâne la mine. Va merge la un moment dat către voi într-un premiu, la fel și ăsta. Strâng produsele pentru următorul giveaway și tocmai bine că am comandat pachetul de lansare pentru că așa mai adun produse și pentru voi. Avem un refill de săpunel, apoi conținea o cremă de mâini, Springtime Stroll Hand Cream, așa arată ea, este o cremă de mâini drăguțică, nu o să deschid pentru că eu am creme de mâini. La fel și asta o țin pentru un viitor giveaway. Am comandat pachetul de lansare pentru că mi-e mult mai convenabil așa, vreau să vă pun să încercați mai multe produse și am profitat de o ocazie și am comandat și, bineînțeles, în setul de lansare era și noua apă de parfum de la Love Potion. Și să ziceți, Mihaela, ai dat din colecție Love Potion original? Da, am dat din colecție Love Potion original, dar l-am dat pentru că semăna extrem ducea destul de mult în zona lui Jimmy Choo Fever și acest parfum duce în zona unui alt parfum pe care eu l-am, dar este un pic mai fructățel. Aici ne zice că el contain an exclusive ruby chocolate accord for a sensuous obsession. Deci un acord de ciocolată rubinie sau rubin de ciocolată, mă rog, pentru un acord obsesiv, infused with delicate feminine scent of white flower bouquet, infuzat cu flori albe și de origine naturală. Eu în prezentarea pe care au făcut-o ei, uite așa arată cutia, mi se pare absolut superbă, în prezentarea pe care au făcut-o ei pe site, din păcate nu-l găsesc pe Fragrantica, n-are note listate pe nicăieri, dar mai vorbim despre el în clipul cu parfumuri ieftine și bune probabil. El se numește Love Potion Sensual Ruby și am văzut în reclama lor smeură, mure, un bujor și ceva ciocolată. Haideți să deschidem și parfumul. Eu l-am mirosit aseară când a ajuns, mi l-am dat pe mână, mă enervează în continuare sticla. Vedeți că sticla este tot un roșu, dar e un roșu mai lăptos, așa, mai...
mai cremușel, pentru că parfumul este foarte cremos, capacul ăsta care iese greu și mă umple pe mine de nervi, dar, Doamne, simți smeură parfumată, fructe de pădure parfumate, ceva ciocolată. Cred că e o ciocolată albă sau ceva de genul ăsta, sau o ciocolată cu fructe, cu smeură, cu ceva. Ceva lemnos, cremos. Și ceva floare parfumată, poate bujor, poate trandafir, poate alte flori albe. O să vă mai țin la curent despre el. Dar, ca și zonă de miros, mi se pare că se duce destul de mult înspre iara de la Latafa. Diferența dintre el și iara de la Latafa ar fi nota aia de ciocolată, care îl face pe el să fie un pic mai cremos, un pic mai ciocolătos, dar e la fel de parfumat, mi se pare mult mai mișto decât Love Potion Classic, îmi place foarte mult, mă bucur că l-am adus în colecție. Uneori mi se mai pune și mie pata pe parfumuri ieftine, trebuie să recunosc, nu sunt snabă la capitolul parfumuri, am parfumuri ieftine care îmi plac, așa că n-am de ce să-i reproșez. Îmi place foarte mult, sunt fructe roșii parfumate, smeură, fructe de pădure, niște flori parfumate, catife cu petale catifelate acolo. Ceva ușor ciocolatos și licoros, în genul la o licoare, poate. Îmi place foarte mult parfumul. O să vă mai țin la curent în momentul în care se va lansa. O să revin cu note, discutăm despre el. O să facem clip mai amănunțit despre câteva parfumuri care, după părerea mea, sunt bune, ieftine și merită cumpărate dacă le găsiți. Love Potion Sensual Red, cred? Sensual Ruby, super mișto, vă recomand să îl încercați. Eu l-am luat în pachetul de lansare. Și am dat să înlocuiesc taxa de transport, pentru că nu vreau să plătesc transport. Și la transport acolo aveau mai multe chestii, dintre care nu prea mă interesa nimic, dar am găsit ceva interesant pe care eu nu-l aveam în colecție, și anume parfumul Eclat Blanc. Așa arată el. Am dat vreo 20 și ceva de lei pe el pentru că era la taxa de transport. Vă arăt imediat și sticluța lui și discutăm și despre notele parfumului. Uite, așa arată sticluța parfumului. Deci mie îmi place foarte, foarte mult sticla asta. Este absolut superbă. Are niște detalii pe el demențiale și miroase super bine. Deci, capacul, în primul rând, este atât de greu. Dar miroase foarte bine, mi se pare un parfum de primăvară, de vară. Îmi place și sticla cum arată, îmi place și parfumul cum arată. Și haideți să îl căutăm. Eclat Blanc. Știu că l-am căutat în momentul în care am plasat comanda, dar nu mai știu exact ce note conține. Eclat Blanc are acorduri principale citrice, musc, dulce, fructat, ambrat, flori albe, vanilie, pudrat, fiind condimentat și trandafir. Este un parfum floral de damă, lansat în 2021. Se deschide cu mandarină, căpșuni sălbatice și piper roz. În mijloc are floare de mandarin și trandafir și în bază are musc, rășină benzoică și boabe tonka. Miroase demențial. Îmi place foarte mult, îmi place cum se dezvoltă pe piele, e un citric dulce, este absolut superb, o să vă țin la curent și cu el în momentul în care o să-l port. Îmi place sticla asta cu detalii, este apă absolut superbă. Și mă bucur foarte mult că mi-am adus aceste trei parfumuri în colecție, în primul rând pe acesta pentru că am amintiri legate de el și mă bucur că este prima variantă, formula primei variante de Giordani Gold. Noua lansare Love Potion care e fix pe stilul meu și îl iubesc. Și acest Eclat Blanc care, deși n-ar părea stilul meu, îmi place foarte mult. L-am pulverizat pe mână, îmi place cum se simte pe mine și va fi purtat cu siguranță pentru că nu e foarte plăcut ca și parfum. Apoi, din magazinul 1, am găsit 2 unicorni de la Zara. Pentru că v-am spus că mi-am făcut un obicei în a merge în acel magazin. Ok. Am găsit Me and My Selfie odată.
Ia să vedem. Numai un pic. Zara, Me and My Selfie. Ei bine, am găsit o colecție mai veche de la Zara care se prezintă așa. Acest parfum nu va rămâne la mine, îl voi pune deoparte pentru voi la giveaway cu mențiunea că l-am testat, l-am pulverizat. Ăsta va fi un bonus în următorul giveaway. De ce fac acest lucru? Pentru că acest parfum seamănă extrem de mult cu Elisab Girl of Now. Este un parfum pe bază de migdală, deși e lansat de mult timp. Această colecție de la Zara nu se mai găsește în magazine, dar le mai puteți găsi în magazinele numărul 1. Costă 35 de lei un astfel de parfum, are 30 de ml. Eu am aici Zara Me and My Selfie, Zara Improbable 004. La acorduri are migdale, dulce, floral, vanilie, nuci, fructat, ambrat, aromatic, citric. Este un parfum ambră floral lansat în anul 2019 și avem în vârf migdale, în mijloc magnolie și în bază boabe tonka. O să îl deschid pentru că se deschide ușor, ca să vi-l și arăt. Și așa arată și sticluța parfumului. V-am spus, l-am pulverizat pe mână pentru că eram curioasă să văd cum miroase și când am văzut că este Elisab Girl of Now într-o sticlă mai micuță și mai ieftinuță, am zis că pe acesta o să îl păstrez pentru un viitor giveaway pentru că nu are rost. Eu mai am din Elisab Girl of Now suficient. Deci mai am cam atât din Elisab Girl of Now. Îmi ajunge, nu simt nevoia să-l țin și pe acesta. Și mi-am propus ca în giveaway-uri să mai introduc și parfumuri de genul acesta care nu se mai găsesc pe piață, poate nu mai aveți acces la ele și poate v-ar face plăcere. În cazul în care aveți magazine numărul 1 și găsiți numărul 1 și găsiți aceste parfumuri, Zara Me and My Selfie este un dupe foarte, foarte bun pentru Elisab Girl of Now. Am terminat și cu el. Apoi, tot în acel magazin, am mai găsit o apă de toaletă de la Zara care miroase demențial. Și vă arăt imediat. Și vorbim despre Zara White, varianta de 2020. Așa arată cutia parfumului. De menționat că în magazinul numărul 1, cutiile parfumurilor sunt într-adevăr deteriorate pentru că este un outlet. Am aici o apă de toaletă de 90 de ml. Vă arăt imediat și sticla ei pentru că este superbisimă. De sticla este simplă, are aici, vezi, cam cât consum din parfum și parfumul este superb. Superb, superb, superb. Superb la superlativ. De ce? Pentru că este un parfum cu frezie. Este un parfum cu frezie absolut superb, o apă de toaletă demențială, am 90 de ml, pot să mă pulverizez cu ea de 1000 de ori dacă vreau. Haideți să vă citesc și notele parfumului. Zara White Eau de Toilette este un parfum de Zara floral de damă, lansat în 2020, se deschide cu licii, în mijloc avem frezie și în bază magnolie. Îmi place foarte mult. Parfumul este un floral pudrățel excepțional pentru primăvară. Nu l-am purtat încă, nu știu să băzic persistență, fiind o apă de toaletă nici nu mă aștept să persiste foarte mult, dar eu pe acest parfum am dat 35 de lei. Ce îmi place în magazinul 1 este că pot găsi parfumuri Zara la prețuri foarte mici, de-aia mă și duc acolo, unele ediții mai vechi care poate sunt mai bune decât edițiile noi, dar îmi place super mult. Zara White, super mișto, îl ador efectiv. Miroase a licii, a frezie, magnolie, o combinație care mie îmi place de mor și mi se pare cea mai bună variantă de apă de toaletă pentru primăvară. Duce un pic înspre zona de pur blanca, dar e un pic altceva de la nota aia de licii. Îmi place foarte mult și sticla, o sticlă, cum vedeți și voi, minimalistă, superbă, chiar îmi place parfumul. L-am luat fără să știu cum miroase, l-am deschis, l-am mirosit și m-am îndrăgostit de el de la primul miros.
E superb, absolut superb și ofreze un pic mai dulce decât este în English Pere în frija de la Jo Malone și îmi place. Deci nu regret că am dat banii pe el. Iar ultimul parfum din acest clip este un parfum arabesc, un parfum arabesc pe care eu l-am văzut la un stand, pentru că eu acum unde lucrez lângă mine am un stand cu parfumări arabești. I-am făcut o poză soțului meu și mă tot îmbărteam pe lângă el, pentru că la standul respectiv era 109 lei, pe site-uri se găsea mai ieftin. Am rugat-o pe fata de la acel stand să-mi dea parfumul pe un blotter, l-am mirosit, am vorbit cu fetele mele pe grupul de parfum, vă pup fetelor, și am ajuns toate la concluzia, nu știam de ce mi se pare parfumul cunoscut, am ajuns la concluzia că seamănă cu La Nuit Trezor de la Lancôme, ce credeți? Pentru că, de ce nu? Seamănă foarte, foarte bine cu La Nuit Trezor, iar parfumul despre care discutăm este de la... este vorba despre Jazab, așa arată el. Uite, așa arată cutia parfumului. Jazab și cred că este de la Al Rehab, dacă nu mă înșel, stați să vedem, să nu... Ardal Zafaran. Deci, Jazab de la Ardal Zafaran este un dup pentru La Nuit Trezor. Și un dup care ține, proiectează și persistă. Al meu a ajuns astăzi la mine, mi-a făcut soțul meu o surpriză și mi l-a comandat de pe Mang. Așa arată și sticla parfumului. După sticlă, sincer, o să fiu nu prea mă omor, cine știe ce, dar mirosul parfumului este demențial. Vai de capul meu. Este un La Nuit Trezor de la Lancôme cu un pic de iz arabesc, cu un pic de ceva. Mie îmi place foarte mult La Nuit Trezor de la Lancôme, este parfumul meu. Cred că preferat de la Lancôme, a detronat și Idol Aura și mă bucur foarte mult că l-am luat pe acesta, pentru că la celălalt am varianta de 30 de mililitri și acesta cu siguranță mă va ține ceva. Asemănarea este extrem de mare, se aseamănă extrem de bine, doar că are și un pic de iz lemnos ușor arabesc, dar este un parfum absolut superb, persistă, proiectează, are sillaj, nimic de reproșat. Ce nu-mi place este că aș fi preferat să aibă metal pe partea asta a sticlei, are plastic, dar nu mă deranjează neapărat, pentru că parfumul miroase bombă. E la noi trezor. La noi trezor un pic dus înspre sfera orientală, dar îmi place foarte mult. Este superb, abia aștept să îl port și pe el. Astăzi port Boozy Cherry de pe Dubai Collection. Am primit de la una dintre voi un comentariu că pe ea a dezamăgit-o Boozy Cherry de la Dubai Collection. Pe mine, să știți că parfumul persistă, îl port astăzi la a doua oară când îl port și pe mine persistă. Adică m-am dat de dimineață de pe la 10 și acum este ceasul 2 când filmez eu și chiar persistă pe mine, deci se simte, are sillaj, are proiecție, n-am să-i reproșez nimic. Și da, Jazab de la Ardal Zafaran este o copie, un dup, seamănă destul de bine cu La Nuit Trezor de la Lancôme, îmi place, îl iubesc, îl ador și cu siguranță va fi și el purtat, pentru că de-aia mi l-am și dorit în colecție, chiar dacă am La Nuit Trezor de la Lancôme, îl am în variantă mică. Iar acesta va face casă bună împreună cu el, folosite evident alternativ. Mai multe detalii despre aceste parfumuri în viitoare clipuri, pe măsură ce le port, pe măsură ce experimentez cu ele, pe măsură ce le testez. Majoritatea au fost testate doar pe mână, încă nu le-am purtat, urmează să fie purtate și vă mai fac așa un update de-a lungul timpului despre ele, le voi băga în diverse clipuri, vom discuta despre ele și așa mai departe. Bun, ăsta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut haul-ul meu parfumat. Am adus astăzi în fața voastră doar parfumuri accesibile, parfumuri pe care le puteți lua și voi, fie din magazinele de tip outlet care au parfumuri de la Zara, fie de la Oriflame. Dacă sunteți reprezentanți, puteți să vă înscrieți la Oriflame fără
o să fie nevoie să dați comandă lunară, doar să vă vină produsele pe care voi le doriți, cum fac și eu. De altfel, doar că eu în ultima vreme am plasat comenzi aproape lunar pentru că am mai avut nevoie ba de cadouri, ba de una alta. Asta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. O să ne auzim în curând cu cele mai bune descoperiri de parfumuri la preț accesibil. Urmează să le testez și pe cele care au intrat noi în colecția mea. Trebuie să mai port și parfumuri din Project Pen, dar cu siguranță vor fi toate testate, vom discuta despre toate la un moment dat. Abia aștept să vă citesc în comentarii dacă v-a stârnit curiozitatea vreunul dintre aceste parfumuri. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Facebook și Instagram cu ID-ul Coffee and Perfumes. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like. Dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal, nu uitați să o faceți. Iar noi ne revedem cu drag la următorul clip. Să fiți frumoase și parfumate! V-am pupat! Pa, pa!